este una dintre cele mai mari puteri pe care omul le deține și pe care le controlează, pe care nu o controlează practic deloc. Din lipsa de înțelegere. Uite, am auzit de foarte multe ori, gândul este material. Gândul nu este material. Nu? N-are cum să fie material. Noi, tocmai din simplu motiv că nu putem înregistra gândul prin niciun aparat de măsură. Chiar și atunci când facem encefalograma cerebrală, de exemplu, noi vedem acolo tot fel de unde electromagnetice. Dar nu vedem gândurile, nu putem fixa gândurile. În momentul când noi gândim ceva, orice, gândul nostru ajunge marginea creației sau marginea universului nostru instantaneu. Nu gândul face ca lucrurile să se schimbe, că doar, uite, oamenii gândesc tot felul de lucruri, dar nu le se întâmplă chiar ceea ce gândesc. De ce? Pentru că nu gândul este material, ci energia care se află în acel gând. De aici apare de multe ori vorba asta, o aud peste tot, să gândim pozitiv, să gândim pozitiv. Eu zic așa, prima dată trebuie să învățăm în general a gândi. Apoi dacă gândim pozitiv sau negativ, asta depinde de apreciator sau depinde de către cine sau către ce sau în ce direcție acel gând generează un anumit tip de energie care este capabilă să genereze anumite fapte sau mutații sau schimbări. Așa, astfel încât putem să spunem cu certitudine științifică că noi, fiecare dintre noi, suntem rezultatul a tot ceea ce vreodată ne-a trecut prin cap, pentru că în timp de o zi ne trec prin cap undeva în medie la vreo 70.000 de gânduri. Da, 60 ceva, 70.000 de gânduri, da. Ok, câte din acele gânduri sunt ale noastre? De unde vin acele gânduri? Vin prin cap pe la noi ca să ce? La unii vin ca să moară gândurile acolo, la alții vin ca să amplifice energetică, adică să hrănească cu energie și să ducă mai departe. Adică acel om face, îndeplinește funcția de retranslator, primește o idee oricare, o amplifică și o trimite mai departe pe o anumită rază, până când intră în capul altui om, acel om îndeplinește funcția de retranslator și transmite gândul la mai departe, astfel încât un gând poate să ocolească în câteva, ce știu eu, secunde întreg globul.